pretendare să prezinte și să aprobați procesul verbal de la ședința din luna anterioară. Să alegem președintele de ședință pentru cele 3 luni de zile și să intrăm în lucrările ședinței noastre de azi. Vă mulțumesc! Deci, spunem spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 28 iunie 2018. Dacă sunteți de acord. Ce mă? Mulțumesc frumos! O să dau eu citire, având în vedere că nu avem la acest moment ordinea de zi, după care punctul 1 al ordinei de zi este alegerea președintelui de ședință. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pădărești în ședință ordinară, 26 iulie 2018, ora 9:30, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Unul proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Pădărești pentru perioada iulie-septembrie 2018. 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dorvoș Vicențiu Florin. 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Rotaru Ciril în Consiliul Local al Comunei Pădărești, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 38 din 29 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pârgărești. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pe trimestrul 2 al anului 2018. 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. 7. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârgărești și serviciilor publice de interes local. Toate cele 8 proiecte de hotărâre au ca inițiator pe primarul Comunei Pârgărești. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă. Vă mulțumesc mult! Trecem la punctul 1 al ordinei de zi, respectiv alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Pârgărești pentru perioada iulie-septembrie 2018. Vă rog frumos să faceți propuneri. Eu propun pe domnul Barit aici. Și eu. Există o altă propunere? Eu. Nu. Supunem la vot propunerea ca domnul Barin să fie președinte de ședință pentru următoarele de 3 luni. Domnul Barin, vă invit aici. Poftiți, domnul Barin. Da, trebuie să vă de mână când mai fi. Nu, dar 6 ani nu l-am văzut niciodată, să vezi. Da, Da, proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dorvoș Vicențiu Florin. Având în vedere demisia domnului Dorvoș Vicențiu Florin înregistrată sub numărul 3878 din 9 iunie 2018, se ia Consiliul Local al Comunii Pârgărești hotărăște. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Pârgărești a domnului Dorvoș Vicențiu Florin. Consiliul Local al Comunei Pârgărești constată încetarea calității de membru al domnului Dorvoș Vicențiu Florin în cadrul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărare, Ordine Publică și a drepturilor cetățenilor. Și se declară vacant locul de consilier local al domnului Dorvoș Vicențiu Florin. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Punctul 3. Având în vedere adresa Partidului Național Liberal numărul 280 din 11-7-2018,
prin care se solicită validarea de pe lista de supleanță a candidatului pentru alegerile din 5 iunie 2016 a domnului Rotaru Ciril pe funcția de consilier local. Ținând cont de hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Dorgoș Vicențiu Florin, Consiliul Local al Comunei Cărcărești hotărăște. Se validează mandatul de consilier local al domnului Rotaru Ciril în Consiliul Local al Comunei Cărcărești. Dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc. Pentru validarea acestui mandat, este necesară comisia de validare să semneze proiectul de hotărâre alături de președintele de ședință. Comisia este compusă din președintele de vârstă Alexea Ambrozie și din membrii comisiei de validare, respectiv domnul Pejenaru Nicu și Butucaru Daniela. Am să rog pe domnul Rotaru Ciril să vină în față și să se pună jurământul în fața funcției local. La secțiunea funcționare și 52.927
1,57 lei la secțiunea de dezvoltare. Dacă sunteți de acord cu această instituție. Cu această instituție, scuzați-mă, nu de activitate. Următorul proiect. Primire ridicarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Se aprobă ridicarea în trimestrul 3 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Pentru Județul Bacău pentru anul 2018, prin efectuarea derulării de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titluri, articole și aliniamente de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după cum urmează. A. Se diminuează cheltuielile de la capitolul autorități executive cu suma de 13.000 lei de la secțiunea de funcționare, respectiv titlul bunuri și servicii. Și B. Se majorează cheltuielile la capitolul cămine culturale cu suma de 13.000 lei de la secțiunea funcționare, respectiv titlul bunuri și servicii, pentru procurarea de obiecte de inventar la căminul cultural din sat Bacna, respectiv mese, scaune și perdele. Se diminuează bugetul local al primăriei Comunei Vârgărești cu suma de 18.000 lei și se majorează cu aceeași sumă bugetul local al învățământului, reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă. Bugetul local al Comunei Vârgărești rămâne la aceeași valoare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, respectiv 3.401.000 lei. Dacă sunteți de acord cu rectificarea propusă prin proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, după cum urmează. La capitolul 1 se introduc următoarele puncte. Punctul 93. Certificat de înregistrare pentru vehicule nespuse matriculării. Punctul 94. Soluții de curățat, geamul, detergent de base, spray de modulă, parchet și soluție de gresie. Punctul 95, lavete din bombarde în microfibră. Punctul 96, tablete dezinfectante pentru WC. Punctul 97, coșul de gunoi pentru de birou din plastic. Punctul 98, sac menajer. Punctul 99, rezerve de mop din bubac. Iar la capitolul 2 se completează cu punctul 44, respectiv servicii, eliberare, certificat digital pentru semnătură electronică. Dacă sunteți de acord cu această completare, mulțumesc. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Vârgărești și serviciilor publice de interes local. Având în vedere raportul de necesitate a viceprimarului Comunei Vârgărești, în cont de hotărârea Consiliului Local privind aprobarea organigramei statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local aprobate conform ordonanței de urgență 77/2013, ținând cont de hotărârea de Consiliul Local privind aprobarea bugetului local al Comunei Vârgărești pentru anul 2018, Consiliul Local al Comunei Vârgărești hotărăște, începând cu data de 1 august 2018, se modifică statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Vârgărești, după cum urmează, se transformă funcția contractuală de execuție de administrator în funcție contractuală de execuție de muncitor, buldoiescavatorist, grad debutant, respectiv poziția 24 din statul de funcții se modifică în consecință. Se aprobă statul de funcții și structura posturilor bugetate din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Vârgărești și serviciilor publice de interes local, conform modificărilor prevăzute la articolul 1.
dată sunt de dată cu această modificare intervenită în statul de funcție. Vă mulțumesc mult. Punctul diverse. Am să vă rog să vă scrieți la cuvânt. În ce perioadă a muncit bunul să vă da. Suntem la faza de licitație. Licitația se face pe SEA. Deja procedurile sunt făcute. Suntem pe SEA. Așteptăm ofertanții. Totul se derulează prin AFIR, prin Agenția de Finanțare. Sunt fonduri nerambursabile. Trebuie cu mare atenție pentru că... Deci suntem la faza de achiziție. Acum, în funcție de... Da. De asta am și dorit ca să facem modificarea la statul de funcții, ca să avem și utilajul, să avem și persoană. Să vedem. Tot la fel va fi anunț public. Pe toată procedura. Da. Și pentru postul de bună excavatorist. Până în august, până în septembrie, până, depinde de anul ăsta, cum se mai face până un chilaj pe stradă, pe gurițe, pe... Dar am pus domnul Bodea. Nu am primit un chilaj de la nu știu nimeni. Am prins câteva oameni balastru pe gurițele de acolo și atât am rămas. Să vedeți gurița la Coșeri, cât de zasă și acolo. Drumul ăla, acolo nu mai poate, nu m-a făcut nimeni. Nici o căruță, nici cu nimic. A fost pe plugari. Au fost mult de excavatori. Am făcut la Copzara, acolo, la... S-a fost la Puș? La Copzara. Care Copzara? Copzara este pe pescarilor. Mai sunt fost acolo. A fost doamna contabilă acolo, domnul de la ISU. N-ați fost dumneavoastră acolo? De obicei, s-a anunțat. Domnul consilier sau doamna consilieră. Prin funcționajul, ai probleme. Unde poate să nu funcționajul ăsta? Unde a fost nevoie de urgență? Nu am primit să facem lucrurile. Știți că în urma ploii... Doamne, a văzut după ploi. Așteptăm să ne vină utilajul ca să putem face toate drumurile. Așa să nu... S-au luat măsuri. Nu puteți să spuneți că n-am făcut în perioada aceasta, că au fost problemele astea cu ploile. Păi dumneavoastră poate n-ați fost acasă, dar cum? Am avut sesizări de la cetățeni pe plugari, a fost utilajul acolo, 5 mașini de balastru s-a băgat acolo, nici nu putem... Fiecare cetățean vine cu ideea. După ce s-a nivelat, s-a dus la forma inițială, formă dreaptă, rigolele sau... s-au îndreptat, cumva. A venit alt cetățean, a venit un alt domn de acolo și a zis că, păi, de ce am pus? Pentru că va intra apa la el. Iar a chemat utilajul, iar să decopertăm, iar... Păi, dar stați așa, deci nu putem să facem... Păi nu putem să facem pe plăcerea fiecărui cetățean în parte. Asta este drum public, așa considerat că... O bordă primată să dă jos. Dacă tot pune, vezi, intră apă în porți la oameni, nu? Da, domnul, suntem buni, diviziți, Doamne, fiecare știm ce e de făcut, dar în realitate știm care este. Păi nu asta, dar cu priviți puteți veni. Au fost și comisia la fața lucrului, nu, degeaba ziceți că noi nu facem nimic aici. Ce rău am zis eu? Stați așa, domnul Dorfăr, să vă spun. A fost comisia județeană, au constatat la fața locului, mulțumim bunului Dumnezeu că nu am avut atâtea calamități pe cât au avut colegii noștri din celelalte comune, să ne ferească Dumnezeu pe mai departe. Noi, cât s-a putut și cu mijloacele pe care le-am avut, am luat măsuri imediate. Și la Nicorești, și la Părăul Boghii, și la Părgărești, cât s-a putut. Deocamdată atât am putut, atât am făcut, dacă nu avem alte utilaje. Bun, acum mai explicați în ce l-am zis eu, ce am zis eu mai bine. Da, domnul Doru, ce l-am zis eu? Așa am zis că așa trebuie făcut. Te-am văzut ce a făcut și pe drumul ăsta la Vale. În loc să ia așa, a pus peste el așa, când a pus în dâmul și a plecat mai departe. Și în partea mea, care a fost. Utilajul pe care l-am avut a fost Dacă s-a venit acum 3 zile, 4 zile la Porogodi, la prima ploaie... Ascultați-mă un pic, dacă pot vin utilajul ăla, dea un pic așa să răte un pic și pe urmă să niveleze. Nu să pun, a făcut așa și a plecat. La Porogodi nu e nevoie de lucru, pentru că deja e drumul mult mai jos decât curțile oamenilor. Am înțeles, dar sunt curțuri unde sunt șanțurile, ai văzut cum sunt. Șanțurile? Tot îmi ridică, tot ridică și tot ridică. Trebuie ridicat pentru că apa se ducă în șanț, nu să stai pe mijlocul drumului.
Aici la părere, la apropo de aici. Doar am zis o părere și de acum nu mai zic nimic. Acum trebuie să veniți. Sperăm că anul, până la sfârșitul anului, să vedem cum vom face cu acel proiect pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor. Pentru că nu putem să facem unele lucrări decât întreținerea lor. Trebuie să înțelegeți. Știți, sunteți aici mulți consilieri la, la al treilea mandat sau al patrulea mandat. Nu putem face lucrări decât de întreținere. Fără proiect nu putem să facem alte lucrări de modernizare. Să dea Dumnezeu să reușim. Ați văzut luna trecută, v-am adus aici și v-am prezentat documentația respectivă, care a fost numai pentru a ne informa cam la ce sumă vom ajunge. Vom încerca tot de comun acord cu dumneavoastră pe care să vom merge. Strada Coșet. Strada Coșet, știu că sunt probleme, pentru că au fost acele lucrări ale saliductului. Nici acum nu este recepționată lucrarea. Noi am trimis exercizări și la Consiliul Județean și la timp complex. Ce a depins de noi, am făcut. O să intrăm și acolo, dar am zis la ce să cheltuim acum niște bani, că ne costă închirierea utilajului. N-avem balastru, trebuie să cumpărăm balastru. Avem nu numai coșerii, avem și pentru rare și acolo unde s-au făcut lucrările de extindere. La fel este când plouă și nu numai. Știți, toată comuna, sunt probleme. Sus pe Mihai Viteazu, aduce balastru la vale. Trebuie să ne gândim la o altă variantă. Cum vom face străzile? Tot cu propunerile dumneavoastră, pentru că nu vom face nimic fără știrea dumneavoastră. Noi, dacă propunem ceva, dumneavoastră spuneți că avem ceva noi. Nu, domnul Doru, păi dumneavoastră totdeauna... Eu dacă să completăm cu un cuvânt ceva, deja nu e bine. Domnul Doru, vreau să vă aduc la cunoștință că toate problemele ridicate dumneavoastră au fost rezolvate, inclusiv cu la Părău Boii, cu rigola aceea. Da? Dumneavoastră v-ați asumat o responsabilitate, o răspundere, că veți discuta cu părintele pentru casa mortuală. Vreau să știu și eu, dacă dumneavoastră ne luați așa. Vreau să știu, ați discutat problema caselor mortuale? Nu. Cu preoții? Aveți bani? Păi nu, domnul Dorvăș. Cum a fost asta? Păi să ajunge și din stată, să ajunge și primăria. Și ați discutat? Suntem la a treia ședință de, sau a doua ședință, nu, în aprilie. Doamne, în aprilie, în aprilie s-a discutat. Mai, iunie, suntem în luna iunie. Doamne, am părtășani, aduceți-vă aminte de ciudată a fost. În luna aprilie. Și a fost de împărtășani exact în săptămâna aia ședința. Nu în aprilie a fost. În aprilie a fost. Când ați fost dumneavoastră numit președinte de ședință. În iunie a fost, doamne. În iunie a fost, exact dumneavoastră mi-a spus, nu merg la părinte, acum te cu împărtășane. Nu-i mai face capul calendarilor. A, cu rigola a fost în 20 aprilie. Da, nu mai puneți cuvinte în gură, că nu-mi place. Că... Da, de nici mie nu-mi place să fiu luat așa... Și plus de asta, noi consilieri de aia suntem pușești. Nu mai întrebăm că de ceva, dar nu vă mai... Dar nu vă place nimic de ceea ce facem. De ce n-ați zis, de ce n-ați zis cu că ieși căminul, nu? De la Bacna. Câți ați fost dintre dumneavoastră la cămin, la sfințirea căminului de la Bacna? Doamne, iartă-mă, dar nu în ședința de consiliu am spus aici. Nu, ajungeți-mi dovadă unde ne-a spus că ați făcut. În filmare. Nu-i prezent nimic la Twitter. Nimic. În film. Nu suntem chemat. Dumneavoastră nici n-ați fost la ședința de luna trecută, da? Da, și aici în ședință s-a discutat. În ședința asta s-a discutat că duminica următoare se sfințește căminul de la pentru că părintele de la părinte a plecat. Da, părintele și atât, dar nu a spus vinul. Doamne, iartă-mă, nu vi s-a spus, vă rog frumos, cei care doriți veniți să participați, trebuia să vă face invitație specială. Nu, doamne. Uitați-vă la filmarea din luna iunie, oameni buni. Uitați-vă la filmarea, ce altă dovadă vreți? Ce altă dovadă doriți? Păi dar nu v-am zis acolo. Păi nu am zis nimic, doamne. Păi și atunci vreți să vă faci o focare separată? Nu m-am făcut la serie, nu mă ședința asta mă duc la ea. Păi dar nu, dar v-am zis în ședința Consiliului Local. Cine dorește, poate să vină. Același lucru vă spunem și de fiecare dată când se depun coroane în cinstea eroilor. Acolo, da, aveți dreptate. Acolo ne-ați chemat. I-am spus? Nu a fost. Nu a fost, că dacă ești la muncă și asta nu știu că... Da, nu am venit azi aici, cred că, ca să ne certăm. Domnul, am recunoscut că m-ai chemat să le punem coroane, am zis că nu pot să vin, nu? Da, hai, spuneți ca să vă punem pe aici. Și acum am obiectat.
respectat lui. Am de ceva să nu-i bine, să nu-i... Eu nu am de cum trebuie făcut treaba. Că eu mai muncesc prin curțile, nu știu cum trebuie să lucrez un bol de excavatorist. Dacă vine o oră, două, pe teren. Să dea Dumnezeu să ne ajungă acest utilaj, inclusiv tractorul. Da, și să avem timp și le arătăm noi cum să facă. Să avem cu ce lucra, de asta vreți să încadrăm o persoană. Dar eu nu m-am certat, nu, vă spun încă o dată, nu cer eu iertare. Că unele lucruri nici nouă nu ne convin, vedeți că doar nu... Și ca să vă chiriez și sau să faci lucrări, știți, știți cum stăm și cu banii, uitați, că drept urmează, vedeți cum. Nu știu, încercăm să economisim cât se poate ca să putem să facem lucrări de bună calitate. Adică să mergem pe un proiect de asfaltare, pentru că degeaba punem balastru. Am pus balastru, la prima ploaie a venit zile consecutive, ne-am dus, au fost ploile astea, mereu. De asta am făcut și închirierea cu utilaj pe oră, ca nu pe lucrare în sine, pentru că ne costa mai mult. Dar dacă nu avem cu ce? Dar e bine, o să vină, astăzi, de durată. Altceva, spuneți, ca să notez aici și să vă dăm... Sunt două becuri, două becuri, la tradatele. Unde, domnul? La Simadrian și la mine în față. E o săptămână, o altă. Da. Și la vreo vodie, la numărul 7. Trebuie să avem răbdare de săptămâna viitoare. De săptămâna viitoare începem implementarea proiectului reabilitare, modernizare, iluminat public. De asta nu o să mai înlocuim alte becuri, pentru că venim și înlocuim lămpile cu becuri și cu toată instalația. De asta nu mai cheltuim pe partea asta de mentenanță, de întreținere. Deci de săptămâna viitoare încep lucrările la proiectul reabilitare și modernizare iluminat public, finanțat prin PNDL. Și atunci montăm 400 de lămpi noi. De-a lungul drumului județean va fi pe fiecare stâlpă parte câte o lampă, iar prin, pe drumurile sătești, tot așa vom merge un stâlp da și unul nu, în funcție de ne ajunge. Da, pe pentru Rareș, pentru Rareș, sunt fel. Pentru Rareș, da, aia este extinderea rețea electrică de iluminat. Ați văzut că tot durat. Tot durat 2 ani de zile. Acum s-au început și branșările. Deci locuințele care sunt fără lumină. De 10 ani de zile de când sunt construite locuințe acolo. Dumneavoastră știți. Ieri a fost acolo și a fost. S-au dat autorizații de construcție, oamenii și-au construit locuințe, de 10 ani de zile n-au curent electric. În sfârșit avem curent electric și pe Petru Rareș și pentru locuințele noi și pentru locuințele care vor fi construite de-a lungul acelor drumuri pe care le-am introdus în domeniul public și acolo unde s-a făcut lucrarea. V-am zis și data trecută, lucrarea ne-a costat 6 miliarde și bine că am predat Delgazului, asta este. Noi am făcut lucrarea și exploatează Delgazul. Și acum se încep branșările pentru acele locuințe care nu au avut până acum. Bine, mersi, asta e. Mulțumim bunului Dumnezeu că am reușit și pe asta. Dar nu pe chestie cu... să se dă în folosință, intravilan. Nu trebuie dată în folosință aprobată în Consiliu, cum a făcut și pe aici, pe la de altfel, până nu este curent. Că lumea începe să facă trase și până problema tot la primărie cade. Noi dăm drumul la intravilan să construiască și nu e curent, nu este apă, nu este nimic. Formul tot aici s-a dus. Problema. Aici, nu i-am aprobat, adevărat. Da. Am aprobat să facă carte și până tot mai avem probleme. Este vorba de plan urbanistic general. Plan urbanistic de 10 ani și care se face conform legislației în vigoare. Vă fac și eu ca doamna privat. De 10 ani de zile aceeași discuții cu curentul ăsta. Asta vreau să vă spun că 2015, cei care ați fost aici, ați votat și ați aprobat planul urbanistic general. Este, un plan urbanistic general e valabil 10 ani de zile. De asta se prevede în acel plan urbanistic general extinderile acestea. Pentru că nu poți să-l faci din 2 în 2 ani. Îl faci pe 10 ani. Trebuie să prevezi și să extinzi intravilanul. Pentru că logic, nu? Să ai unde să construiești locuințe, unde să construiești alte... Păi dacă n-ar fi fost cereri înainte, nu se mărea intravilanul. Da, dar nu se dă autorizație de construcție până nu-i curent. Nu există asta. Dar nu e adevărat. Deci după aia se fac drumul 2. Asta e. Dar nu, intravilanul, într-adevăr, și pot nu trebuie autorizație de construcție.
dacă nu intrați, nu poți să intrați. Deci, ca să, domnul Dorboș, ca o instituție, cum suntem noi, să putem să extindem rețele de bezinzis de case. Noi nu putem înainte să ne apucăm de făcut rețea. Păi, de aici, până la cimitir, e o casă? Așa este. E o casă? Nu. E asta v-am spus. Bine. Nu, dar așa a fost și acolo. Așa a fost și situația la Lincoleș. Păi, tocmai trebuia să prinzi în planul urbanistic zona de intravilă, ca să poți face și aceste extindere și să emiți acele autorizații de construcție. Într-adevăr, greșelile au fost, na, soldați și oameni. Fiecare cetățean vine... Doamne ferește, nu am și acolo față-față cu cimitirul, dar... Când e vorba de un stâlp, doi e altceva. Când e vorba de 20 de stâlpi, atunci... Da, da, are deja 3 ani, 4 ani. Da. 3 ani, adică... Ați înțeles? Puteți să vă faceți locuiță, nu este nicio problemă, sunteți aici aproape, așa că nu, face, nu se pune problema. Începem și lucrările la extindere. Tot rețea din pe strada Trandafirilor și pe Eremia Movilă. Așa că se pot face, se pot construi locuințele. Până în săptămâna viitoare, încheiem contractul pentru, cu constructorul, cu dirigintele de șantier, pentru cele două lucrări. Facem un bun, că să nu vedem că e Nicomul ăla, ce mărește. Categoric, da, ca să nu... Poate să mai extindem și locurile de casă. De ce? Prin sat. Nu e jumătate. Spuneți dumneavoastră, pentru că eu nu știu foarte multe. Și cele care le pus pentru ca să mutăm leagă, nu va fi în București. De domnul Budați, dar nu e o noutate la ea. Nu, dar nu se vine din ce face, dar tot e iată ca să tot. Și că familie copii la 23, nu știu ce, se ruga un barc, să mutăm leagă, nu știu ce să face. Spune că mutăm și gata, care-i problemă? Da, da, în fiecare zi întreabă. Nici o problemă, în fiecare zi răspunde. O să mute, acum n-avem timp. Dar nu știți pe domnul Budor, este unul dintre cetățenii care are o problemă cu oricine. E, sigur că nu luăm în seamă, că dacă luăm în seamă sesizările lui Berlieu, să nu punem stația de autobuz acolo. Da, am pus acolo, că acolo s-a dorit, acolo s-a vrut și acolo a vrut. Am pus stația acolo, stă bine. Am plasat o cameră. După cum știți, după 2016, de când am intrat noi, am plasat o cameră ca să-l monitorizăm și noi pe dânsuri. Are o problemă cu unele doamne și cu unii copii. Ce să facem acum? Parcul este făcut pentru a se relaxa un copil acolo. Am mai numat, aerisit o leagă în locul de joacă, am putea leagă numai încolo. Categoric că nu o să facem chiar ce vrea dânsul. Până la urma urmei, mai sunt și alți cetățeni în comună care doresc. Ce să facem? Un singur chiar vrea să... Bine, domnul Budov face să se zără cu drept. Nu nicio problemă, trebuie să mai avem. Dar sunt refăcut să sunt unul există. Dar am zis eu și am gândit eu așa că o să rog, o să mă duc la liturghie la satul nou, o să rog cetățenii să rămână și să intrăm în parc și să discutăm și cu cetățenii, inclusiv cu dânsul. Să vedem atunci ce vor zice și cetățenii și ce va face și el. Pentru că nu e. Păi da, zău dacă nu, acum chiar, doar noi o să închidem parcul, să punem lapă pe părculeț. Avem și noi acolo câteva zone de relaxare și de acum se închide. A fost făcut cu scop, îl folosim ca tare. Dar categoric, că deranjează. Sigur că după ora 10, cine vor fi găsiți acolo și că deranjează pe bună dreptate, atunci vor fi... Părerea dumneavoastră care este? Ca să știu balanță. Nu, vorbeam aici că parcul când s-a supus la vot, a votat chiar și dânsul, că era consilier local. Dânsul era președinte de ședință, în momentul ăla, pentru că am căutat, am investigat și o leagă, să vedem. Mi s-a spus că e de pe vremea. Așa, a fost chiar președinte de ședință, a aprobat. Da, și nu mai putem în școală. Dar când era școala, că e din șobolanii din școala aia vin la el. Era scandal mare atunci. E bine că avea și să le dea de mâncare. Am dărâmat școala. Acum voi convine nici parcul. Nu se combină sigur că o să vedem, într-adevăr. Hai să faci un bust atunci. Este un gard provizor acolo, zicem noi, gard provizoriu. Până la urmă urmei, când o să avem fonduri, o să facem un gard de tablă la 2 metri și... Bine! Să-și facă la 2 metri.
să facă el. Da, dar nu ai soluție. Când a fost cu nu pot să zic că a fost și el acolo. Acum, a fost și el acolo. Dar a fost și el acolo. De săptămâna viitoare începem schimbarea tuturor lămpilor din comună. Ai răbdare. Vedeți, vorbim de la bază, ce începe, ajunge acolo. Carcase pentru calea cu leduri, dacă s-a ars ledul, trebuie să schimb cu totul. Da. Știți? Aici, dacă se ar, așa a fost soluția proiectantului. Nu e ideea noastră, că doar nu mă pricep și la electricitate. Care spuse acum, toate lămpile s-au ars trei lămpi, niciuna nu s-a putut repara. Trebuie schimbată lampa. Trebuie schimbat cu tot corpul, alea pe leduri și alea micuțe. Care costă, scumpe, dar și au lumina albă. Din ce am înțeles de la societățile astea care lucrează, ci că ar fi mai, cele mai bune sunt alea cu lampă cu lumină galbenă, pentru că se vede mai bine ceață, zăpadă, ploaie și vede mai bine decât lumina asta albă. A fost soluția proiectantului. Da. Și spune ca să iasă lucrare. Haideți să închideți ședința. Da? Da. Nu mai...